Pe stadionul municipal din Drobeta, Turnul Severin, Recolta Dăncău și ASE Turnul Severin joacă mâine de la ora 18 finala Cupei României, faza județeană Mehedinți. Partida va fi arbitrată de o brigadă din Craiova, iar la finalul jocului, președintele AJF Mehedinți, Luis Moisescu, va premia câștigătoarea. Anul trecut, Cupa României Mehedinți a fost adjudecată de Recolta Dăncău, care a dispus în finală cu scorul de 4-1 de Pandurii Cerneți. Echipa de fotbal a satului Cerneți a fost eliminată în actuala stagiune, încă din faza sferturilor de finală, de Victoria Vânjumare. Victoria a pierdut în semifinale dubla confruntare cu ASE Turnul Severin, în timp ce Recolta Dăncău a trecut la pas de ASE Obârșia de Câmp cu scorul general de 11-2.